Dragă frate și soră în credință, pentru că mai sunt doar 15 zile până la sărbătoarea speranței, eveniment ce va avea loc în 20, 21 și 20 octombrie în sala polivalentă din Cluj-Napoca, te rog din toată inima, pledează, participă și promovează. Pledează zilnic înaintea tronului divin și cere milă și îndurare. Cerei în fiecare zi Domnului să fie în controlul tuturor aspectelor ce țin de acest eveniment. Pledează insistent pentru prezența oamenilor, dar și pentru smulgerea cât mai multor suflete din robia păcatului și din strămutarea lor în împărăția divină. Pentru că salvarea este opera lui Dumnezeu și se realizează doar prin harul lui, pledează pentru har, belșug de har pentru multe suflete cere Duhului Sfânt să convingă oamenii de urăciunea păcatului, de urgența salvării și de unicitatea căii de salvare, credința în jertfa Domnului nostru Isus Hristos. În același timp, promovează zilnic evenimentul la cât mai mulți. Vorbește despre el de fiecare dată, cum ai vorbi despre cel mai frumos eveniment din viața ta. Vorbește despre el în fața oricui, așa cum ai vorbi iubiților tăi despre cea mai mare bogăție. Vorbește mereu cu înțelepciune, pe înțelesul oamenilor și cu perseverență. Dacă nu ai făcut-o, planifică-ți astăzi să participi la eveniment. Fă efortul necesar să fii acolo, dar nu singur. De dragul Domnului, de dragul bisericii și de dragul semenilor, fă tot ce poți să fii acolo cu familia, cu prietenii, cu colegii și cu vecinii tăi. Vrei să aduci un necunoscut? Nicio problemă. Domnul îi iubește pe toți și va avea har și milă pentru absolut fiecare. Deci, dacă vrei să experimentezi bunătatea Domnului și să vezi minunile Lui, vineri, 20 octombrie, fi prezent în sala polivalentă din Cluj-Napoca, Dumnezeul nostru nu te va dezamăgi. Încă o rugăminte. Pentru că este în același ton cu evenimentul Nu uita să te rogi zilnic și să te implici atât în protejarea cât și în promovarea familiei.